Situația în rândul pensionarilor pare să fie tot mai dificilă. Unii sunt bolnavi, iar banii nu le ajung pentru medicamente și mâncare. Mulți ar face orice pentru a reduce cheltuielile. Bătrânii spun că abia reușesc să supraviețuiască din cât primesc lunar. Asta după o viață de muncă. Viața e foarte grea pentru noi. Pensiile sunt mici la viața care o trăim noi. Și nici nu are de gând să ne mai dea. Bătrânii se plâng că au ajuns să trăiască de azi pe mâine. Întrucât sunt responsabili și conștiincioși, cei mai mulți își plătesc în primul rând datoriile. Nu uită de medicamentele care le prelungesc viața și la final, dacă le mai rămân bani, cumpără și ceva de mâncare. Plătim întâi utilitățile și pe urmă încet, încet să ne ajungă de... Nu ne ajunge de unde, că sunt pensiile foarte mici. Dar la ăilalți vieții care n-au muncit 45 de ani în oțelărie. Se descurcă mai greu, da. Ce să mai zicem? Că pensionarii duce foarte greu, e adevărat. Că unii au mai mari pensiile, alții sunt la 3 milioane, 4 milioane ca să trăiești, foarte greu este. N-am văzut timpul Ceaușescu, români în cimitiri, bătrâni, nu știu eu. Și zice, Dumnezeu să ierte, dacă la cât le dacă sunt prea mulți. Vă rămân bani pentru medicamente după ce vă plătiți toate cheltuielile? Păi, aproape mai rămân. De unde? Statisticile arată că românii nu vor avea pensii decente nici măcar peste două decenii. După 40 de ani de muncă, abia dacă vor primi câteva sute de lei pe lună. Toate calculele arată că nici contribuțiile la stat și nici banii dați la pensiile private nu sunt suficienți. În aceste condiții, mulți dintre cei care vor ajunge la vârsta de pensionare vor fi nevoiți să rămână în câmpul muncii pentru a supraviețui.